Chișinăul a devenit pentru 9 zile capitala muzicii lirice. Mii de spectatori au venit la Teatrul Național de Operă și Balet pentru a savura prestațiile artiștilor care au evoluat în cadrul Festivalului Internațional Maria Bieșu. Pentru a introduce țara noastră în circuitul cultural internațional, tradițional, Orange Moldova a susținut organizarea festivalului, fiind partenerul general al evenimentului. Orange Moldova este operatorul numărul 1, nu doar la capitolul tehnologii digitale, dar și a incluziunii culturale. Suntem foarte mândri să susținem acest eveniment deja al 4-lea an consecutiv. Astfel, Orange Moldova își reconfirmă statutul unei companii atașate de valorile culturale europene, care contribuie la dezvoltarea culturală a țării și susține și promovează talentele autohtone. Cea de-a 23-a ediție a festivalului mult așteptat a fost dedicată celei de-a 80 aniversări a regretatei Maria Bieșu. Pe scenă au evoluat artiști autohtone, dar și oaspeți din alte țări, precum Polonia, Italia, Spania, Elveția, Germania, Japonia. Eu sunt o spectatoare fidelă și vreau să vă zic că din an în an, nu știu, parcă reușitele sunt foarte mari. Atât oaspeții invitați, cât și artiștii noștri au fost la nivelul cel mai înalt. Я специально приехала на этот фестиваль издалека, другие из Калининграда, чтобы посмотреть фестиваль Марии Бельш. Очень понравилось. Festivalul Internațional Maria Bieșu a fost organizat de Ministerul Culturii, Teatrul Național de Operă și Balet, Uniunea Muzicienilor din Moldova, sub egida prim-ministrului Valeriu Streleț, dar și alți parteneri.